seara și bine v-am găsit. Eu, Zinaida. Greșit. Da, nogătare, nogătăm o Zinaida de 25 de ani. Mă tare, am atingat 26. Ai greșit. Da. Vă plac surprizele? Îmi plac. Emoționat. Pe la dumneavoastră venim cu o surpriză frumoasă. Din partea cuiva drag care și-a dorit prin intermediul nostru să vă spună la mulți ani. Sper că nu v-ați supărat. Nu mă supărat, este lacrimi de bucurie. Vreau doar să vă întreb dacă bănuiți din partea cui? Clar, ca copiilor. Așa și magnic o spuneți. Dar și nu. Mai vieți fiind, vă dau indicii așa cu mătrii. Nu știu, poate din fin, nu știu, am mult stres. Doar. Poate. Eu mai apreciat, adică copiii, nu știu, poate s-a înlăturat. În timp ce vă mai gândiți, da. Dar totodată vrem să vă întreb și cu soțul vă sunteți certați, da? Da. Eu i-am spus că el nu știe, nu știe. Am întrebat. Ați întrebat. Intrați. Este un indiciu aici, da. Trebuie să le ușa și ai deschis fața, nu poți? Asta văd dreptate, din partea copiilor, da? Da, da. Simți această tot frumoasă. Știu că ei sunt cu surprizele, Bruna, mulțumesc frumos. Da, și... Asta e soțul, lasă-l ție. Mulțumesc. Dar avem și un mesaj, chiar și o poezie. În special pentru toate mamele chiar și de această seară. Tu m-ai învățat ce-i dorul. Atunci când plecai de casă, te aștepta la geamodorul să-ți spună că ești frumoasă. Tu m-ai învățat ce-i teama, îmi spuneai, când te faci mare, nu mai e cu tine mama să-ți sufle dacă doare. Tu m-ai învățat respectul, să salut când întâlnesc, să nu judic când am dreptul să nu mint, să mulțumesc. Tu m-ai învățat iubire, deși e împărțită în mine, cea mai mare fericire e când te iubesc pe tine. Te-aș vrea o eternitate, lângă mine, nu într-o ramă, pentru tot și pentru toate, mulțumesc din suflet, mamă. Dar avem și un mesaj din partea lor cu mare drag. Scumpă mamă, din depărtare, venim cu cele mai sincere și calde urări. Astăzi, din păcate, nu îți putem fi alături, dar prin acest gest vrem să-ți facem ziua mai frumoasă și să-ți reamintim că ești cea mai bună și iubitoare mamă, cea mai grijulie bunică și cea mai frumoasă femeie. Noi îți mulțumim pentru răbdarea și sprijinul tău, pentru dragostea oferită și pentru bunătatea sufletului tău. Fie ca ochii tăi să strălucească mereu de fericire, iar în sufletul tău să fie mereu primăvară. Dumnezeu să-ți dăruiască multă sănătate, putere și răbdare. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături, fără să ceri ceva în schimb. Astăzi, de ziua ta, să zâmbești mult, să-ți se îndeplinească visele, iar Îngerul Păzitor să te protejeze mereu. Norocul să-ți viziteze casa, fericirea să fie fără limite, iar Dumnezeu să fie milos cu tine. Noi vă respectăm, vă iubim și vă mulțumim pentru ceea ce suntem astăzi. Cu drag, fetele Tatiana și Felicia, ginerii Ion și Aurel și nepoțelele Daria și Sofia. Dacă vreți să reveniți pe din alte cuvinte, vă rog. Da, m-am scuzat în primul rând de emoții, lacrimi de bucurie. Doamna zi, să trăiască, mamă, să trăiască, Doamna zi, să trăiască.
și toți fericiți. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mă scuzați, aia este lacrimi de bucurie. Tot timpul mă fac să plâng. Aia este emoțiile ieșite afară. Vreau să-i spun că tare mult te iubesc, îți stimez. Îmi pare rău că nu s-a alături. Știu să facă ziua mai frumoasă. Nu numai decât cadouri scumpe, cuvintele lor, care tot timpul mi le scriu și mi ating sufletul. Vă mulțumesc și a toți care sunteți alături. Familie voastră, tot vă mulțumim că faceți emoții pozitive la toată lumea. Amelia, asupra, niculecri, emoții pozitive, culecri. Dar vă doresc și dumneavoastră să aveți așa copii, cum îi am și eu. Da, mulțumim. Noi, dacă am putea, noi chiar i-am adus și fizic, dar asta e situația. Da. Nu sunt mașină? Nu sunt, în păcate nu sunt. Da. Nu m-am așteptat. M-am așteptat. Păi de asta și nu vine surpriză. Să nu știi. Da. Da. Pentru a veseli un pic atmosfera, noi venim cu o melodie frumoasă pentru lumea ta. Puteți să ne susțineți cu aplauze. Mamă, mamă, că dă-i lumea.
Andrius, cred că am reușit să aducem fetele un pic mai aproape. Și în continuare vă doresc o seară cât mai frumoasă, alături de cei care haideți la masă. Mulțumim frumos, mulțumim. La mulți ani și toți sănătoși. Da, domnule. E măcar să vă aduc când e poți, măcar câte unul, câte... A să vii, la unul nouă.